Bine v-am regăsit, ca de obicei, să începem amintindu-ne ultima întrebare. Sferele din primul montaj sunt confecționate din alt material decât sferele din al doilea. Sferele din apă au raze diferite. Așa cum am spus, în amândouă cazurile balanța este în echilibru, iar sferele din stânga au aceeași rază, o precizare importantă. Știind toate astea, întrebarea este, care sferă dintre cele două sfere din stânga, cele care au aceeași rază, deci și același volum, este mai grea? Cea din primul desen sau cea din al doilea? Și am o întrebare suplimentară. Dacă vasele cu apă ar fi puse pe cântare de baie, care cântar ar arăta o greutate mai mare? Dacă ne gândim la această întrebare ca la o problemă de fizică, rezolvarea este destul de simplă. Dar așa cum am spus de mai multe ori, întrebările din această serie se adresează tuturor, de aceea pot fi rezolvate și folosind doar logica și veți vedea că acesta este și cazul întrebării noastre. Totuși, pentru cei cărora le plac problemele de fizică, voi prezenta, dar foarte pe scurt, rezolvarea, în linii mari, aceeași cu cea pe care am primit-o de la doamna Dana Bișoiu și domnul Dumitru Antonie, cărora le mulțumesc și pe această cale. Să vedem. Notăm densitatea apei cu Rho 0, densitatea sferelor de sus cu Rho 1, densitatea sferelor de jos cu Rho 2, volumul sferelor din stânga cu V, iar volumul sferelor din dreapta cu V1, respectiv V2. În ambele cazuri, greutatea sferei din stânga este echilibrată de greutatea aparentă a sferei din dreapta. Greutatea se calculează cu formula G egal cu Rho ori V ori G, unde V este volumul corpului, iar G este accelerația gravitațională, iar greutatea aparentă este diferența dintre greutate și forța arhimedică, adică este G minus F indice A, adică Rho ori V ori G minus Rho 0 ori V ori G, și de aici rezultă că greutatea aparentă se poate calcula cu formula V ori G pe lângă Rho minus Rho 0. Pentru montajul de sus avem condiția de echilibru Rho 1 ori V ori G egal cu Rho 1 minus Rho 0 ori V1 ori G, din care rezultă că V1 este V înmulțit cu Rho 1 supra Rho 1 minus Rho 0. Iar pentru montajul de jos avem condiția de echilibru Rho 2 ori V ori G este egal cu Rho 2 minus Rho 0 ori V2 ori G, din care rezultă că V2 este egal cu V înmulțit cu Rho 2 supra Rho 2 minus Rho 0. Dar știind că V2 este mai mare decât V1, obținem în ecuația Rho 2 supra Rho 2 minus Rho 0 mai mare decât Rho 1 supra Rho 1 minus Rho 0, care este echivalentă cu Rho 2 înmulțit cu Rho 1 minus Rho 0 înmulțit cu Rho 2 mai mare decât Rho 1 înmulțit cu Rho 2 minus Rho 0 înmulțit cu Rho 1, din care rezultă Rho 1 mai mare decât Rho 2, ceea ce înseamnă M1 mai mare decât M2. Deci calculele arată că bilele din primul desen au densitatea mai mare decât bilele din al doilea desen și asta înseamnă evident că bila din stânga din primul desen este mai grea decât bila din stânga din al doilea desen, adică bila neagră este mai grea decât bila albastră. Dar acum să vedem cum putem găsi acest răspuns fără calcule. Răspunsul poate fi găsit cu ajutorul așa numitei variații relative sau a variației procentuale. Atunci când introduc un corp în apă, așa cum vedeți în acest desen, pe lângă greutatea corpului mai apare o forță pe verticală, dar de data asta orientată în sus, forță pe care o numim forță arhimedică. Acest lucru a fost observat din totdeauna, oamenii au știut acest lucru din totdeauna, dar ce valoare are această forță știm de aproape 2300 de ani de la Arhimede. Forța arhimedică este egală cu greutatea lichidului dezlocuit de corpul scufundat.
și datorită forței arhimedice, un corp scufundat pare să aibă o greutate mai mică decât greutatea lui reală, decât greutatea lui în aer. Iar această greutate redusă se numește greutate aparentă. În paranteză, cred că trebuie spus că și în aer există forțe arhimedice, dar deoarece densitatea aerului la presiunea de o atmosferă, presiunea atmosferică normală, este de vreo 775 de ori mai mică decât densitatea apei, de cele mai multe ori aceste forțe sunt atât de mici încât le neglijăm. Și așa vom face și în cazul întrebării noastre și așa am făcut și în rezolvarea matematică pe care tocmai v-am arătat-o. Dar să revenim la situația în care scufundăm un corp atârnat de un fir. În momentul în care corpul intră în apă, simțim o variație a greutății lui. Corpul parcă se face mai ușor, el trage mai puțin de fir, pentru că a apărut forța arhimedică. Dar această variație a greutății lui, această variație aparentă a greutății lui, poate fi mare în comparație cu greutatea corpului sau mică. Adică putem avea senzația că s-a schimbat mult greutatea corpului sau, dimpotrivă, nu s-a schimbat prea mult. De pildă, gândiți-vă la o bilă din platină care ar avea dimensiunea aceeași cu cea a unei mingi de ping-pong. Și vorbesc despre platină pentru că platina este unul dintre metalele cu cea mai mare densitate. Dacă bila din platină ar avea diametrul egal cu cel al unei mingi de ping-pong, ea ar cântări, probabil nu vă va veni să credeți, mai mult de un kilogram. De fapt, un kilogram și un sfert, aproape un kilogram și 250 de grame. Dar o astfel de bilă dezlocuiește mai puțin de 60 de grame de apă, 57-58 de grame, atunci când este complet scufundată. Ceea ce înseamnă că greutatea ei aparentă în apă este cu doar 5% mai mică decât greutatea ei reală. Așa că dacă am avea această bilă din platină, n-am simțit mare diferență între greutatea ei în aer și greutatea ei aparentă în apă. Poate chiar n-am simțit deloc vreo diferență, pentru că e greu să simți o diferență de 60 de grame la un kilogram și un sfert. Și atunci, cu cât ar trebui să fie mai mare o altă bilă de platină pentru ca greutatea ei aparentă în apă să fie egală cu greutatea bilei noastre în aer? Cu foarte puțin. Acum să ne gândim că avem o bilă de același volum, dar din aluminiu. În aer ea ar cântări cam 160 de grame, iar în apă cam 100 de grame. Asta nu se poate să nu simți. Este o variație relativă de aproape 40%. Și atunci, cu cât ar trebui să fie mai mare o altă bilă de aluminiu decât bila noastră, pentru ca greutatea ei aparentă în apă să fie egală cu greutatea bilei noastre? Cu mult! Acest raționament calitativ ne arată că cu cât densitatea este mai mare, cu atât mai puțin importantă devine forța arhimedică, ceea ce înseamnă că cu cât avem densități mai mari, cu atât mai mică trebuie să fie diferența de volum dintre cele două bile echilibrate, așa cum avem în situațiile noastre. Concluzia, bilele din primul desen au densitatea mai mare, ceea ce înseamnă că bila din stânga de sus este mai grea decât bila din stânga de jos. De obicei încerc să vin după o întrebare mai grea cu una mai ușoară. Așa voi face și azi, propunându-vă să vă gândiți la o întrebare mai ușoară legată de mișcări. O metodă pentru a găsi răspunsul pleacă de la una dintre cele mai simple și mai cunoscute formule din fizică, și anume formula vitezei.
Dacă un mobil parcurge o distanță de mic în timpul de mic, atunci viteza lui medie pe acea distanță se calculează împărțind distanța parcursă la durata mișcării, adică viteza medie este D supra T. Și de aici vine și unitatea de măsură pentru viteză, metru pe secundă sau kilometru pe oră și așa mai departe. Dacă mobilul s-a mișcat uniform, adică a avut tot timpul aceeași viteză, atunci această formulă ne arată viteza pe care a avut-o, iar în acest caz nu mai numim viteză medie, spunem doar viteză. Dar răspunsul la întrebarea de azi se poate găsi și altfel. Vom vedea, poate găsiți alte metode. Să vedem despre ce-i vorba. Undeva există un canal care, să zicem, leagă două râuri și în care uneori curge apa, alteori nu. Mai există și o barcă cu motor care atunci când se deplasează are tot timpul aceeași viteză față de apă, evident. Într-o zi în care apa curge în canal în sensul pe care îl vedeți, barca se deplasează din punctul A în punctul B în 20 de minute și înapoi din B în A în 12 minute. Precizez că apa curge tot timpul la fel, cu aceeași viteză și în același sens, atât la dus cât și la întors. Cu alte cuvinte, barca are nevoie de 20 de minute la dus plus 12 minute la întors, 32 de minute pentru a parcurge distanța AB dus-întors. Și întrebarea este, într-o zi în care apa nu curge, de cât timp are nevoie barca ca să parcurgă aceeași distanță AB dus-întors? Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!